Viscolul puternic de noaptea trecută a făcut ravagii la o fermă zootehnică de lângă Râmnicu Sărat, unde un plafon s-a prăbușit peste animale. La fața locului s-au deplasat forțele din detașamentul de pompieri Râmnicu Sărat, forțe ce au fost ulterior suplimentate. Pompierii care s-au deplasat la locul intervenției au acționat pentru îndepărtarea acoperișului, dar și pentru evacuarea animalelor din alt grajd, unde, de asemenea, exista pericolul prăbușirii acoperișului. Salvatorii râmniceni au reușit să îndepărteze elementele de construcție care să permită accesul la animale și au evacuat într-o primă fază 9 viței și 50 de oi. Misiunea de salvare a animalelor surprinse sub plafonul prăbușit de la ferma de lângă Râmnicu Sărat s-a încheiat după miezul nopții. Din păcate, 29 de oi au murit, dar pompierii au reușit să salveze 159.